Să vedem despre ce vorbim astăzi la Bună Dimineața Sănătate. Hai să vedem, vorbim despre necesitatea analizelor de sânge, mai ales dacă faci foarte mult sport, tu știi și știu că îți faci controle periodice, dar pentru noi toți ar fi important să nu uităm. Da? Pentru că atunci când vine vorba despre sănătate, trebuie să ne luăm mereu măsuri de prevenție. Și spun aceasta pentru că nu toate bolile manifestă simptome, apoi se știe că este mult mai ușor să previi decât să tratezi. Din nefericire, de cele mai multe ori, noi mergem la medic doar atunci când ceva ne doare, când ceva ne supără, mulți ajungând cu afecțiuni grave în stadii în care nu prea mai ai ce să faci atunci când vine vorba de recuperare și, din nefericire, uneori chiar supraviețuire. Bine ar fi să înțelegem necesitatea controlelor de rutină și importanța analizei sângelui și amănunt aflăm chiar acum. Pentru sănătatea noastră, specialiștii recomandă să mergem la medicul de familie cel puțin o dată pe an pentru efectuarea analizelor de sânge și a unei examinări clinice. Îți faci analize? Da, mi-am făcut analizele. Am început de curând să le fac mai des. Fiecare persoană ar trebui să știe cum stă cu sănătatea. Faceți analizele de sânge periodic? Bineînțeles. Având în vedere că totuși conștientizăm importanța, în funcție de ziua de naștere, ne-am stabilit așa ca o regulă. Cel puțin anual îmi fac analizele pentru că îmi dă o stare de liniște să știu că sunt ok. Chiar astăzi am fost să iau rezultatele. Când facem analizele de sânge? Deci, în primul rând, e foarte important ca aceste analize să fie recomandate de un medic. Făcute din proprie inițiativă, riscăm să facem unele analize în plus, inutile, iar ceea ce este important să nu facem. Dacă persoana respectivă se știe bolnavă de o boală cronică, va respecta recomandările medicului care îl dispensarizează. Cu caracter preventiv, vine ca, începând cu vârsta de 25 de ani, cu aproximație, să începem să facem măcar un control anual, care o să conțină analize de sânge, și, dacă e nevoie, un examen cardiologic. Este important să facem analizele atunci când primim indicație de la medicul de familie, screeningul general, care e o dată pe an, sau putem să facem analizele de fiecare dată când nu ne simțim bine. Analizele uzuale includ hemoleucograma, care poate să ridice suspiciunea a unei afecțiuni hematologice, a unei anemii sau poate să indice o infecție, cuprind inclusiv hormoni tiroidien, deficitul de vitamină D. Se face screening-ul la nivel de glucoză, de glicemie, marcării virali, hepatici. Când este util consultul cardiologic? Consultul cardiologic, în principiu, este util oricărei persoane care depășește vârsta de 40 de ani. Este un consult de rutină care implică o electrocardiogramă și o ecocardiografie în principal, alături de examenul clinic. Alte modalități de examinare ale pacientului cu afecțiuni cardiovasculare constau în monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale pe 24 de ore sau respectiv a ritmului cardiac, în condițiile în care pacientul acuză fie valori tensionale necontrolate prin tratamentul medicamentos sau palpitații. Când facem analize de sânge copililor? Începem chiar din maternitate, la naștere, cu analizele de screening. Ulterior avem anumite situații în care să facem aceste analize, infecții acute, boli cronice pe care vrem să le urmărim sau când copilul nu ia bine în greutate. În jurul vârstei de un an este recomandat să recoltăm o hemogramă, ulterior doar la indicația medicului curant al copilului. Este important ca experiența de recoltare să fie una plăcută. Încercăm să folosim un anestezic local, asistenta să fie cu experiență, recoltarea să fie totuși una plăcută. Adăugăm că, pe lângă toate aceste investigații, femeile ar trebui să facă un examen ginecologic o dată pe an, iar bărbații, după vârsta de 50 de ani, să nu uite de consultul urologic. Iar atunci când facem sport, ne-ar ajuta și un test de efort. Cam asta ar fi pentru astăzi și eu vă doresc din suflet sărbători fericite, un Paște cu sănătate, cu bucurie, cu lumină în suflet și ne revedem după, săptămâna viitoare. Tocmai am constatat azi dimineață că mi-a expirat cardul de sănătate. Au! De ce te-ai card de sănătate? Păi tu n-ai? Ai! Și unde-l ții? În mașină. Doamne ferește!
n-ai card de sănătate, trebuie să ai. Nu. Și ar trebui să ții mereu. Ai, n-ai un medic de familie? Nu. Trebuie să am? Da. Dar m-am dus pe bani tot timpul, adică oricum e pe bani. Deci de ce aș mai avea și card de sănătate? Analizele acestea ale sângelui pe baza cardului de sănătate le poți face gratuit o dată pe an. Iată. Da. Ok. Nu știu. Da? Trebuie să ai, da. A, asta plătesc eu la final de fiecare lună? Da. Am așa ceva. Alea cu 5% cu nu știu ce pentru cardul ăla. Nu știu că eu l-am încercat la bancomat, dar nu merge. Card de sănătate. Băga pinul, am băgat. Păi, stați puțin. Eu am vrut să am card de sănătate, sau cred că am vrut, dar într-o perioadă în care mama își făcea niște investigații, acum ceva timp, mi-a zis zile la rând ceva de genul: măi, să știi că la noi, la Reșița, e altfel decât la voi. Merge cardul de sănătate, să nu se mai plângă alții. Dar mi-a zis doamna doctor să ajung la 7:03, că numai atunci merge. Și am zis: măi, femeie, uite care-i treaba. Eu îmi fac card, dar eu nu pot, că am neața. Și nu cumva e un card 24 de ore, adică să meargă, că de-aia e cardul tău, nu? Da, adică... Și mi-a zis: nu, nu, că după aia intră prea mulți în sistem și nu te mai găsește. Da. Să ajungi, mamă, la 7:01 dimineața, că atunci... Păi zic: măi, femeie, fii atentă, eu oricum, dacă sunt bolnav și trebuie să ajung undeva, eu la 7 sunt, clar, îmi ies analizele și mai prost decât sunt, nu mă duc. Și atunci am renunțat. 2 săptămâni a mers mama aproape în fiecare zi, până a făcut la titit. Cardul nu merge decât dimineața la 7 și plafonul de compensate se termină pe 1 ale lunii. Păi, nu de asta e ce plafon? Să mergi de la o... Întâi din câte? Întâi din câte o lună. Deci nici bine nu începe, că se termină plafonul. Știți cum e. Încercați în altă parte. Avem mari probleme cu treaba asta online. În perioada asta noi tot vrem să ne aliniem, Dar în ultimele 2 săptămâni, vă jur, am auzit de minim 10 ori, nu merge ANAF. Pentru că în cultura populară, când intri online să vezi ceva sau să scoți o hârtie pentru un credit, respectiv să vinzi o mașină, etc., ție ți se pare că nu merge ANAF-ul. Nu, ANAF-ul merge foarte bine, credeți-mă pe cuvânt. Dacă noi nu ne plătim pe 25-26, lucrurile merge. Nu merge partea online, ca să ușureze treaba. Nici nu poți da vina pe oameni. Li s-a dat un sistem care șcârție treaba lor. Eu vă zic din punct de vedere al economistului. Mama a fost inspector financiar, deci eu țin și partea leului. Da, nu merge sistemul. Da.